Te salut și bine te-am regăsit pe canalul meu, eu sunt Zgârcea, iar astăzi jucăm Need for Speed Most Wanted și începem în forță ultima cursă pe care o aveam de făcut, care e un speed trap. Avem de făcut aici un speed trap și am folosit ca prostul nitro-ul de la bun început, deși nu trebuia, pentru că știți deja, dacă v-ați mai uitat, de exemplu în situații de genul ăsta am nevoie, mai ales în cursele astea, pentru că în speed trap contează ce viteză ai. Ia, ceilalți cât prind? Oh, ok, ok, chiar dacă am dat un pic în bară, nu e tragedie momentan. Văd că ceilalți au rămas cu ultimele 3 locuri. Bun, hai să ne revenim un pic cu viteza. 199, aici cred că am ratat un pic, sau? Bă, hai că nu! Hai că nu! Mai ce are o... asta, 250 la oră aproape. Op, gata, ne-a trecut primul. Dar ok, acum recuperăm, că nu cred că e mare diferența. 16 km la oră dacă îl întrec la următorul speed trap. Atunci e super. Hai da. 285, na, acum ce dracu mai faci? A? Fraiere. L-am trecut cu 5 km la oră până acum, total. Ohoho, 323, ești nebun? God. Bă, deși sincer tot cam pe acolo e și el cu viteza. Tot avea și ăsta 300 și ceva la oră. Nu. Ok. Suntem încă locul întâi. Rivalii mei sunt în urmă. Ducem încă bine. Vine poliția. Ne pregătim de a scăpa de poliție, da? Hai, bagă nitro. Cât cuprinde, ăla-i. Bang, trecem prin gard. Și o să ne răsturnăm imediat. Oh, nu, aici e blocat drumul. Ok, oricum de fapt nu contează. Cui pasă, sincer, nu? Oricum am terminat pe locul întâi cursa. Bă, o să stau aici, că n-aș prea vrea, sincer, să mă prinde poliția. Că las. De unde mă... Ah, era pe stânga. Ok. Na, poate reușim să-i dăm destroy la mașină. Oh, stați băieți, că mai ies în față, frate. Stai, ce? What the fuck? De ce m-a pus pe locul 3? Deci de ce m-a pus pe locul 3? Din cauza că am tras de timp, îmi scade gen un fel de penalty. Bă, man. Deci am făcut tot degeaba. Pentru că căcatul ăla de polițist a trebuit eu să... Oh. Ok, nu-i bai. Ok, mă știu mai bine, numai bine am învățat cât de cât mai bine traseul. Avem avantaj, 281 prima speed trap. Ok. În al doilea să vedem cât facem. Deci, nu e chiar așa cum credeam eu, că poți să pleci chiar când vrei tu, să termin cursa chiar când vrei tu. Ok, frate. 198. Bine, mă. Deci mi-au tras-o rău de tot țapă la final. Și eu care credeam că gata, hop-top, sărim direct la rivalry. Direct să ne luptăm cu ăla după locul 9. Hai bă, nu mai intra în mine, frate. Pierdem amândoi în puii mei. Ok. Ok. 275. Locul 1 l-ocupăm noi.
Oho, și aici o să avem viteză măricică, fratelo. 315. Îi rupem. O să aici pe dreapta, fără să facem accident prea nasol. Ok. Facem iar aici curba și aici. Dăm iar de rahatul ăla de polițist. Băgam și picioarele, că din cauza lui am pierdut trecut-o. Hai, superb. Hai, lasă-mă. Lasă-mă să-mi duc misiunea la bun sfârșit. Și din cauza ăstora, acum, eu nu pot să mă duc direct la... să mă lupt cu Earl ăla. Sau Eric, cum dracul cheamă. Și deci aici trebuie să fac cumva o fentă. Cumva să mă duc spre stânga. Ăla-i. Ăla-i. Bang. Parcă mai bine că data trecută, a? Ok. No, acum termin pe locul întâi și ca mașină și ca timp și ca tot. Hai, locul întâi. Perfect. Și acum scăpăm de poliție. Ouch. Ok, cum scăpăm de poliție? O luăm la dreapta. Trecem prin chestia asta. Nu știu dacă am făcut ceva, sincer, și nu cred că am făcut nimic. Absolut nimic, wow. E ok, mai avem un triunghi de ăsta în față. Și mergem în el. Na, acum n-are cum să nu se întâmple nimic. Gata. Bun. Și aici trebuie să fie ceva cooldown, nu? Bă, nu chiar, dar... pot sta aici, că nu cred că pățesc nimic. Cooldown-ul e imediat gata? Perfect. Ok. Bun. Challenge rival. În sfârșit putem să-i dăm challenge lui... Stai, cum îl cheamă, frate? Earl. Am zis eu bine. Speed trap. Și apoi sprint. No, hai. Dăm challenge. Una dintre mașinile mele preferate din Need for Speed Most Wanted. M-a spart, ești nebun. Tragem aici la liniuță. Și hai. Uno. Let's go. Earl. Te las în urmă. Asta e speed trap, nu? Da, speed trap. Ok. Wow. Am făcut-o muci. Băi, Earl, tu chiar crezi tu așa că faci tu mai bine ca mine? Ia uite. Chit că e un pic în față, reușim, se pare că să adunăm mai multe, mai mulți kilometri la oră în total. Oh, nu, 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 mi-a retrag cuvintele. Ba nu, stai așa. Stai așa că se pare că nu e chiar atât de dificil pe cum părea. Earl. Cam varză, frate. Ești rival nou în puii mei și parcă e mai ușor cu ăsta decât cu ceilalți pe care am avut înainte. Poate și din cauza că am făcut toate cursele și am bani de upgrade-uri mereu. Ia uite-l. În sfârșit văd și eu pe cineva că intră într-un taxi și nu-s eu ăla. Lasă cu împinsul. Așa se face. Băi, Earl, băi. Luăm și scurtătura asta. După care trebuie să ne pregătim de speed trap. Hai. Ok. 200 și. Perfect, 215. Bun, gata, am terminat prima cursă. Oficial. Winner, number one.
numero 1 și mai avem un sprint și gata. Gata și cu Earl ăsta. Frumos și că mașina lui Mitsubishi ăsta, dar un pic cam praf. Un pic așa cam praf. Mă, haida. Băi, lasă-mă. Lasă-mă să mă desfășor aici. Înțeleg că-i sprint și chestii, dar... Acum am învățat prost, sincer, că am făcut speed trap ultimele curse și nu prea mă mai concentrez, eu să fiu pe primul loc. Și aici fix asta îmi trebuie. Ia, fii atent că aici mi-o ia înainte. Și fiți atenți aici cum mi-o ia înainte. Ia, ce dracu se întâmplă? Cum naiba e harta asta, man? What the fuck? Dacă nu chiar așa de în față, nu? Dar 200 de metri. Nu e atât de mare diferența între noi. Acum o să fie de 500 de metri. Bă, ce dracu și-o pus ăsta, men, ce turbo și-o pus față de ultima cursă. Aici curbă de aia strâmtă. Perfect. Bă, încă teoretic avem timp să îl prindem din urmă. Practic, sunt 300 de metri între noi, fratelo. Deci, scuze-mă, dar e cam dificil. Ha? Ia stai. 200 de metri. Stai. Că dacă faci asta acum o porcărie. Ia, fii atent. 150 de metri aprox între noi doi. 40% din cursă gata. Cum ziceam, timp avem. Avem timp de recuperare. Dacă și putem, nu știu. Uite-l, bă, cum prinde viteză. Și stă la jumătate de cursă. Split time, ce dracu e aia? Cine v-a însemnat aia? Split time minus nu știu câte secunde. The fuck? Costă 30 de metri între noi. Ar trebui cumva să încep să tai din traseuri. Costă 30 de metri. 61% gata din cursă. Trebuie cumva să încep să iau mai așa. Cum nu am intrat în zid, nu știu. Nici nu-mi pasă. Nu-mi pasă cât timp îl ajung din urmă. Efectiv nu-mi pasă. Aoleu, 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 aoleu. Uite-l cum o ia înainte. Când m-am uitat pe hartă să văd ce vine. Avem șanse? Nu? Vine o curbă de aia răstrâmpt acum. 80%. Bă, dar asta are nitro continuu, frate. Deci asta efectiv bagă nitro continuu. Diferență mare nu între noi ca distanță. 50 de metri acum. Avem șanse. Avem șanse. Deci avem șanse acum. Ok. Ok. Ah, ce-am făcut? 90%. 90%. Nu, pierd. Cât timp nu faci asta ceva, accident prin miracol, o să pierd. Iarăși 200 de metri între noi. No way. 95% din curse, gata. Eu îmi iau toate zidurile alea la rând. Fac chiar accidente, slalomuri. Nici n-are rost. Hai că mă duc până în capăt, dar n-are rost. Wow, am pierdut cinematic. Restart. Deci dăm restart. Ok, n-o să-mi folosesc. Sau hai să folosesc un pic din nitro. Așa numai de început. Lasă să se încarce când ajunge full. Mai folosesc un pic.
poate o strategie mai interesantă, mai inteligentă. Strategia de a lua toți copacii în frunte nu e foarte inteligentă, de altă parte. Ok, pe dreapta avem scurtătură, pe care el acum nu mai ia. S-a decis jocul să mă lase să câștig. Sau să încerce măcar să mă lase să câștig așa, de milă. Ia uite-l! Cum dracu a ajuns așa de față, ești nebun? Ia că a făcut accident. Ha? Am luat același zid ca data trecută. Am folosit din nou tot nitro-ul. Ok. Diferența față de cursa trecută e că de data asta suntem unul în rând cu celălalt. Cât timp n-are nitro, va fi în fața mea, în spatele meu. Că e încă în spate. Și diferență destul de măricică între noi ca distanță. Gata. E câștigată pentru noi, pierdută pentru el. L-am învins. Frână și... Hai că aici data trecută era distanță mare între mine și el. Okay. E fix în fundul meu. Fix în fundul meu. Please, nu-ți da cu nitro. Te rog. Te rog, ai milă față de mine. Milă față de mine. O, oh, mă mănâncă nasul rău de tot. No, 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 no. Nici să te gândești că o să câștigi. Pentru că nu se va întâmpla, că de data asta nu te las. Mi-am încărcat aproape complet nitro-ul. Ai un pic și mi-l încar complet. Aici vine curba de aia strâmtă. Super! Wow! Pe asta am luat-o super! Puteți să mă și scarpin la nas. Ok. 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 Perfect. Split time. Acum am eu split time. Ceva avantaj, o secundă și ceva. Nu știu din nou ce înseamnă. Aici. În dreapta. Și nitro 3%. El în urmă. Ok. De asta îmi trebuia mie să am nitro full. Tocmai de asta, pentru situațiile ca asta de acum. Oh, nu. Nu, 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 nu. Nici vorbă. Nope, nope, nu că... Hai, bă, pe bune, nu, 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 te rog eu frumos, fă un accident, fă un accident, te rog eu frumos. Și te rog eu frumos, fă un accident. Hai, bă, 97, 98, fii atent că iară câștigă, iară câștigă, iară câștigă. Iarăși câștigă și iarăși pierdem. Wow. A treia oară. A treia încercare. Și nu înțeleg de ce. Din cauza faptului că am Supra, că mi-am luat o mașină mai bună. Nu știu, aș vrea să termin jocul cu mașina asta default, dar... Mă rog, nu e default. Mi-a cumpărat-o, dar vreau să termin cu ea. Deci dacă iară mi-o ia înainte, bineînțeles că mai vine pe aici și bineînțeles o să mi-o ia din nou cumva prin față, prin minune. Ok, măcar n-am mai intrat în zidul ăla acum. Ce e în față?
Nimic, ok, bine. Am crezut că intru iar în alt zid. Op. Dăm ca lumea. Perfect. L-am lăsat cumva în urmă. 100 de metri. Oh, nu. Oh, nu, 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 trebuie să recuperăm. Trebuie să recuperăm și îmi trebuia nitro acum. Acum îmi trebuia nitro. Mi-am mai și picioarele. E ok și așa, e ok și așa, e ok și așa. E ok și așa. Din nou, e 40% terminată cursa. Asta iară mi-e aproape în fund. Până. No. No. Nu treci tu de mine. Iar e la limită să mă, să mă treacă. Nu, 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 băi, deci nu, nu cred că se întâmplă iarăși. Deci nu cred că se întâmplă iarăși. Nu se poate. Deci nu se poate. Nu, îl întrecem acum. Și ne încărcăm iarăși nitro ca lumea, da? Frână. Go! Hai frate, n-are cum să mă întreacă iarăși. Nu? Un pic de nitro aici. Uite-l, fii atent că iară trece de mine. Iarăși trece de mine. Nitro, 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 nitro. Ziceam eu că e ușor. M-a pus naiba să zic că e ușor. Că pun pare eu că de-aia acum e atât de greu să trec de asta. Nu. Mersi că m-ai ajutat în curbă, dar nu. Nu, 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 mai are rost? Nu! Are rost să nu mă enervez? Nu! Trebuie iarăși să dau restart. Hai da! A patra încercare? Deja m-am săturat? Dă-te dracu de aici. Deci ce mă enervează că nu pot să-i împing, dar ei pot pe mine. Ceva, o iau pe aici. O iau pe drum. Dintr-un singur motiv. Teoretic. Deci teoretic, asfaltul e mai alunecos decât restul, da? E material de ăsta mai alunecos și perfect pentru roți, da? Deci înseamnă că teoretic, dacă o iau pe aici. Nu știu dacă zic bine alunecos, cred că mai aderent decât celelalte materiale. Ceea ce înseamnă că pentru mine un avantaj era să o fac iarăși lată. Mare avantaj să fii prost. Că de multe ori mi se pare că scurtăturile alea parcă mai mult mă încurcă decât să mă ajute. Nu știu, poate dacă e o situație de aia la limită, la modul e fix pe lângă tine oponentul tău. Poate că într-o situație de aia sunt de ajutor. Dar în rest mi se pare că mai mult te face să aluneci, să derapezi, să chestii.
Mihai, la cât de greu s-a întors acum, ar fi culmea să câștige iar. Bă, măcar am primit și ceva bănuți în puii mei pe pierderile astea 3. Dacă iară fac belea, iară fac o belea, fii atent aici. Deci fii atent, deci ce mă enervează. Deci ce mă enervează că fac asta mereu. Uită-l iarăși. Doamne, de-ai face un accident de ăla să nu te mai întorci pe traseu. Aici întotdeauna e acolo, la, gen, la limită, între a mă întrece. Ce fac eu întotdeauna căcat, cum am făcut acum, și mă întrece. Deci, în față curbă strâmpă. În față curbă strâmpă, aici. Ok, ok. Ne menținem controlul, da? Controlul pe șosea. Ok. Și ești la fel. Și ești la fel. Bine. Cred că aici am făcut întotdeauna beleaua mare. Deci am aici grija cea mai mare, da? Deci vine curbă pe stânga. Ok, 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 suntem bine. Suntem bine. Pot să folosesc un pic de nitro. Mi se mai și încarcă între timp. Deci nu știu că l-am full. Ok, aici la fel. Aici la fel. Ia, 95. Deci fii atent că suntem 95% și încă în spate. E încă în spate. Încă în spate. 98, gata, am câștigat. Doamne, am câștigat cursa. Wow. În sfârșit am câștigat cursa. Nu-mi vine să cred. L-am bătut așadar pe Earl. Defeated. Putem să alegem doi markeri, două markere de la Earl. Și deja știți, luăm un performance upgrade, unique supercharge, backroom pass to one stop shop for unique sup... Ok, nu știu dacă noi putem. Și un bonus marker, extra impound strike. Stai, ce? Increasing the allowed impound strikes on any of your cars by one. Există așa ceva? Congratulations, Rockport Borough has now been unlocked. Next rival, Blacklist 8. O avem pe Jewels. Super. Ford Mustang GT. This sweet thing goes by the name of Jewels. She's all about big block and muscles. Big block and muscle, okay? She's got a lot of mileage under her wheels, so don't be tempted to do anything stupid. She's got some serious power under the hood. Cine a scris paragraful ăla a gândit-o cu dublu sens. Jade Barrett, Blacklist numero 8. Cam urâțel Mustangul ăsta. Puteau să-l facă mai frumos. Nu știu, teoretic către numărul 1 ar trebui să fie nici în ce mai faine mașinile, nu? Asta mi se pare așa. Ok. Deci, it's Mia, way to go. You're officially number 9 on the blacklist. Take a good look around, Rockport City. I hooked up another safe house for you. It's nearby. Get familiar with the location. You might have to get there in a hurry. Later. Bun. Aici ce e? Shop-ul? Ia, hai să vedem. Cred că e shop-ul, nu? Da. Backroom. Hai să vedem ce avem aici. Backrooms. Turbo. Dar degeaba l-aș lua. Nici nu cred că merge pe a mea. Să
folosesc așa ceva. Engine. Upgrade-uri nici nu cred că am. Visual. Deci n-avem nimic ce să ne facem, aparent. Ah, stai, body kits. Cred că pot să-mi dau upgrade în sfârșit la body kit-ul ăla. Da, mă, în sfârșit pot să-l iau. Păi altă treabă, frate, normal că-l iau. Spoilers. Ia, ce alte de-astea? Dragon. Neee. Ăsta parcă-mi place mai mult. Rims. Parcă voiam unul de la cine, naiba, de la BBS? Am zis data trecută că asta nu-mi place, prima jantă de aici. Acum îmi place, dacă nu mi-a plăcut data trecută, acum da. Hoods. Și de aici le las așa. Yes. Și visual. Hai să ne băgăm și noi niște. Ce naiba să ne punem? Custom de-astea. Vision boost, double clutch, brake stand, hairpin. Să-l las pe Apex. Hai la boost. Hai la boost cu... Ce culoare? O las albă. Nu, o las verde. Genial. Le-am cumpărat și pastea. Și avem și mașina upgradată. Păi arată altfel, frate, altfel. Acum arată mai a mașină, băi. Păi, dar ce? Și astfel încheiem episodul de astăzi. Vă mulțumesc frumos pentru vizualizare. Sper că vă place mai mult așa, cu episoade mai scurte, cum mi-ați cerut. Sper că v-a plăcut, cum am zis. Dacă da, like, share și subscribe. În rest, sugestiile jos în comentarii. Eu cam atât am avut de zis, eu am fost Gârcea și vă salut, ne revedem în episoadele următoare după canal.